Cum ar fi să primești o scrisoare de la o personalitate? Cum ar fi dacă, mergând pe stradă, cineva te strigă, te întorci și în fața ta este aceeași persoană importantă? Ai fi uimit de unde îți știe numele, nu-i așa? Prea frumos să fie adevărat. Însă, fără îndoială, Dumnezeul care te-a creat îți cunoaște numele, îți știe speranțele și visele și, într-o zi, El te va chema pe nume. Prea frumos, dar adevărat. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor aneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Pentru că ai preț în ochii Mei, ești prețuit și te iubesc. Doamne, Tu domnești fără început, pe tot cuprinsul. Cât de mare ești, numai Tu știi dorul meu și plânsul. Tu mă treci prin ape, mă înalți pe hărit să zbor. Chiar de trec prin foc, știu că voi ieși biruitor. Știu că voi ieși biruitor. Sunt străin aici, singur, fără niciun ajutor. Sunt un călător, fără El aș fi rătăcitor. Tu mă treci prin ape, mă înalți pe aripi să zbor. Chiar de trec prin foc, știu că voi ieși biruitor. Știu că voi ieși biruitor. Peste ce va fi, lasă binecuvântări și har. Știu că Tu mă ții în palmele străpunse pe Calvar. Tu mă treci prin ape, mă înalți pe aripi să zbor. Chiar de trec prin foc, știu că voi ieși biruitor. Știu că voi ieși biruitor. Tu mă treci prin ape, mă înalți pe harit să zbor. Chiar de trec prin foc, știu că voi ieși biruitor. Știu că voi ieși biruitor.